Hei, salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Hai să vă arăt niște progrese aici și în episodul ăsta încercând să automatizăm niște treburi. Am băgat cosplay-ul, sunt aici pe val. Am, zic eu că am rezolvat problema principală, că încă am erori. Bine, nu mai apar aici, dar încă am. Dar în principal cred că am rezolvat problema cu eroarea, cu crash-urile. Și anume, aveam un mod instalat numit Adjustable Mirrors, în care, mă rog, ce ziceam modul că face pentru că el nu a funcționat pentru mine, îmi adăuga la fiecare tractor, chiar și alea care vin nativ cu jocul, oglinzi laterale retrovizoare ajustabile. Și m-am gândit chestia asta, doar că modul nu a funcționat și așa mi-a alterat toate modurile și da, mi-a cauzat o grămadă de probleme. Așa că nu instalați modul Adjustable Mirrors. Acum, am luat un nou clas, îl vedem aici, uite cât de frumos e. Am luat 920 axionul. Nu mai știu de cât are motorul, 322 de cai putere sau ceva de genul ăsta. Am dat timpul pe rapid vreo două zile ca să pot să vând. Ăsta este acționul așa și a 325 de cai putere. Am dat timpul pe rapid două zile, cum ziceam, ca să pot să vând paleți în continuu, să pot să îmi permit și eu un nou tractor, pentru că cu crash-urile alea DLC-ul Platinum Edition s-a dezactivat. So, am pierdut trei lucruri de la Platinum Edition și anume acel Xerion, axionul, că am mai avut unul de ăsta micus pe care îl foloseam pentru erbicidat și s-au fertilizat una din două, cred că erbicidat îl foloseam și am mai pierdut și telehandlerul de la clas, dar nu-i panică, facem bani și le cumpărăm din nou. Acum, fabrica de zahăr nu mai îmi produce zahăr din cauza că nu mai am sfeclă de zahăr. Asta este resursa care îmi lipsește în momentul de față, nu mai am decât 2 paleți, dar facem aici la ore, de fapt 3 paleți, facem aici la Oreos și din câte am văzut, au trecut 2 zile și eu nu am mai trebuit să mai bag resurse la fabrica de Oreos. Eu am băgat 25 de tone ceva de genul ăsta de lapte și mai am 19, deci laptele se consumă extraordinar de greu aici, iar Oreos costă foarte, foarte bine atunci când vinzi. So, eu cred că fabrica de Oreo chiar se merită, adică chiar și aici, la grâu și la sugar, foarte rar bag resurse, se consumă foarte, foarte încet, ceea ce e magnific pentru mine. Poți să o lași, mă rog, trebuie să o lași cam o zi și jumătate ca să se umple toți paleții de Oreo, dar resursele pe care fabrica le consumă sunt infim de puține. Așa, aici avem... Asta e la 100%? Nu, e la 80%. Aba nu, e full. Ok, bun. Aici recoltez niște porumb. V-am spus că eu plănuiesc să fac ceaf, adică silici din porumb. Dar totodată plănuiesc să strâng și porumb pur și simplu. În principal pentru porci. Porcii acum sunt în deficit caloric. Și dacă ne uităm aici la porculeanu, putem observa că, ouleu, n-au nici curățenie, pentru că n-am cu ce să le fac curățenie și mai au decât 18 tone de porumb. Văcuțele sunt bine, au dat foarte mult lapte, lapte pe care o să aleg să-l vând eu manual, nu voi alege să-l vând automat, din cauza că nu știu exact unde îmi vinde mie laptele, nenea ăsta care vine să-mi vândă laptele, ok? Am văzut aici niște prețuri foarte bune, 2500 la grill, care e foarte aproape și putem să facem noi câteva drumuri și să vindem lapte. Așa că o să alegem să vindem lapte cu cisterna din dotare. Nu mai este plină cu apă, așa că o putem foarte ușor folosi. Aici ușor, ușor se strânge autotrenul, din câte am văzut, n-are niciun fel de problemă la greutate mare. Avem 65 de tone, 63 de tone, full. Hai să o dăm și pe asta. Așa, după ce o să termine aici, o să pornească clasul să recolteze. Bun, aici avem New Holland-ul din dotare, pe care îl voi folosi prin cosplay. Am făcut un circuit în care mi înconjoară tot terenul. Și o să folosim cosplay pentru a recolta, pentru că nu pot altfel, ok? Nu pot altfel. Bine! Deci mai aici, ia să vedem, avem aici de transfer și ăsta este fieldwork, perfect. Deci mai aici așa, am deja cursurile făcute, avem combină chaff, asta ne trebuie, bang, și dăm direct aici un drive course. Nu o să înceapă să meargă din cauza că nu avem nicio remorcă pe lângă. So, pentru chestia asta avem acest clas. Am mai adus un nou tractor acolo, în caz că îmi dă eroare, să schimb tractorul, pentru că clasul face parte din DLC și nu știu sigur dacă îmi ia, fiindcă e mod. După cum bine vedeți, avem aici un nou circuit. Într-o secundă vreau să salvez și eu aceste mici progrese pe care le-am făcut. Și dacă ne ducem aici la course, o să șterg ce am avut până acum.
Mă duc la combi, empty combine and offload, dăm aici și după aia încărcăm descărcare chaff. Ăsta este cursul pe care eu l-am făcut. Dacă ne uităm pe hartă, putem vedea că este rotunjor așa și dacă îl activăm și de aici, ia uitați cum vine, da, vine prin acel bunker. Practic am așa un circuit rotund care este menit să-mi descarce chaff-ul. Bun, și acum hai să dăm și noi un play. Cred că ar fi bine să o încerc la combină și să o alegem manual. Lexionul, nu. FR780, la 396 de metri, FR-ul este cel de la New Holland. Așa, și după aia îi dăm un drive course. Hai să închidem vizualele. Sunt curios cum o ia pe aici. O să las un pic să-și facă el să-și gândească treaba. Mă uit după erori, văd în momentul de față că nu am nicio eroare. Which is very nice, very nice, very nice. Și vreau să duc tractorul ăsta din calea lui. Îl parcăm pe aici pe undeva. Ideea tractorului ăstuia e, v-am spus, dacă nu merge courseplay-ul cu un mod, cred că e și DLC-ul tot mod este, atunci apelam la un tractor nativ din joc. Bun, nu-mi trebuie Lexion, nu-mi trebuie ăsta Axion. În momentul de față stăm un pic și observăm. O să stăm așa un pic de la deportare. Funny Farming Simulator 21. Cunosc foarte bine punctul ăsta de cameră, da? Bun, și acum ăsta este menit să se încadreze pe partea dreaptă. Poți să-l faci să se încadreze pe partea stângă sau pe dreapta. Mi se pare că la minus 6 metri l-am setat. Dacă nu știu, aici putem să vedem la 7, side offset, 7 metri. Aha, mi s-a schimbat. Ia să un pic să vedem, că dacă o ia pe stânga, vreau să-l pun pe dreapta. Courseplay-ul nu strică cultura dacă o ia prin cultură. Așa că m-am gândit că dacă o ia prin cultură, a, păi vezi că nu vreau. Stai un pic. Stop driver. Deci eu nu vreau să o ia pe aici, din simplu motiv că dacă o iau prin lateral, poate atinge diferite chestii, precum acel stâlp de iluminat. Așa că cel mai bine ar fi să o iau prin porumb, pentru că courseplay-ul, cum v-am spus, nu strică porumbul. Așa că îi dăm aici minus 7. Pot să scriu, nu pot să scriu. Era pe auto și acum îl dau pe manual. Și fiindcă aveam 7, asta înseamnă 7 pe plus, adică pe stânga, o să-i dau minus 7 pe dreapta. Nu știu de ce s-a schimbat chestia asta, eu inițial am pus-o pe minus 6. Dar probabil am refăcut eu cursul și nu s-a salvat. Ok, minus, mamă, mamă, cât de incrementale sunt distanțele astea. Ok, o să dăm pe 7, cred că aruncă combina fără problemă. Și acum îi dau drive course și o să vedeți că, cel puțin teoretic, ar trebui să o ia pe dreapta. Ok, mă uit să văd dacă stă în urmă, îndeajuns, dacă o ia înainte. Deci nu vreau să o ia foarte mult înainte, vreau să stea un pic mai în urmă, pentru că altfel combina o să o detecteze cum că are ceva obstrucționat și nu mai face la dreapta. Și e posibil ca acest lucru să se întâmple. Vertical offset, uite aici trebuie să umblăm noi. Uite, vezi, nu poate să o ia la dreapta, deci asta e o problemă pe care o am acum. Ok, ok, bine, bine. Hai să încercăm, poate nu e chiar foarte bine cum am zis eu. Poate totuși e bine. Ai, de capul meu, stai un pic. Ok. Trebuie să venim aici și să dăm stop driver, că ăsta e nemilos. Ia uite și tu cum se urcă. Jesus! Jesus! Hai să încercăm prin exterior și dacă se blochează de ceva, atunci o schimb. Am încercat să gândesc logic și cumva, cumva tot prost am gândit. Ia să vedem. Trebuie să trec prin, din nou prin toată treaba asta? Aparent, da, ok. Dacă ține apăsat. Dar dacă dau roti... A, uite mă, cu rotiță. A, ce tare. Cu rotiță putem să schimbăm mai, mai mult. That's nice. Stai așa. Băgăm 7. Perfect, that's nice. Așa și dăm prima dată combina. Drive course. Bun, și după aia acel stâlp class. Drive course. Bun. Ia să vedem, se bagă pe stânga sau dă în combină, dă fix în combină, nu? Yep, dă fix în combină. Hai să facem noi manual eventual un picuț până când își revine el. Ok, drive course. Cam aproape de header, un picuț. O ia cam înainte, vezi tu, mie chestia asta nu-mi place cu ea înainte. De ce o ia atât înainte? Hai să vedem, vertical offset, offset. Și dacă dau... O ia mai înainte, cred că așa ar fi cel mai bine. Vertical offset auto, nu, dă manual. Așa o ia înainte și cu... Gace, gace, gace. Și așa nu. Ok,
Ok. Aruncă ăsta de aici. Ok. 13 metri. De ce vreau eu așa? Simplu. Ca întoarcerile când le fac, combina să le facă prima. Dar se pare că distanța este prea mare în momentul de față. Da, distanța este prea mare. Yeah. Mai aproape un pic. Poate mai așa. Hai să păstrăm laterala eventual mai mult și să-i dăm mai în față, dar să avem distanță mai mare față de combină, să fie acțiunea mai în stânga. Ok, până acum se pare că funcționează cum trebuie. Hai să închidem ăsta aici, că deocamdată nu avem nevoie. Ceva erori avem? Nu mai avem nicio eroare acum. Perfect, absolut gorgeous. Și voi sta așa un picuț. Avem 72.000 de euro. Am avut 350.000 de euro. Dar am cumpărat acest clas, bineînțeles. Momentan nu mai am cu ce să mai fac bani decât dacă vând lucruri gen grâne. Pentru că nu mai am nici fabrici care să-mi producă paleți cu bunuri. Regret, regret, fabrica de chestia, regret. Poate ne băgăm pe niște forestry, să facem niște bănuței rapid, să ne scoatem investiția, să ne scoatem pierderile, de fapt, la DLC, adică la Xerion și la Telehandler, pe care îl vreau neapărat. Uite, acum e la 99% și văd că s-a umplut. Sunt curios pe unde o ia tractorul și nu înțeleg de ce merge așa. Ok. Deci se pare că întoarce. Eu aș vrea să o ia direct prin tarla, pentru că știu sigur că el nu strică. Like, de ce o ia pe aici? O ia prin tarla, nu? Ok, și s-a întors pe acolo. Tot mai ar fi plăcut să am tractorul care să meargă în partea dreaptă a combinei, adică prin tarla. Mi-ar fi fost mie mult mai ușor că nu ar mai fi făcut întoarcerile astea și dacă acolo era un copac, nu mai putea să mai întoarcă. Merge cu 24. Se pare că 24 este viteza maximă. Ok, ok, nu m-ar deranja să-l țin la 24 și să meargă fără erori. Chiar nu m-ar deranja chestia asta. Nu înțeleg de ce 24 este toată ca fiind viteza maximă. Dar știi ce? O să păstrăm așa. Mai bine să meargă mai încet și bine decât repede și prost. Ok, după aia pot să-i dau gen... pot să-l opresc și să-i măresc viteza. O să încercăm și chestia asta, să vedem dacă avem probleme. Oricum, la cât e de mare terenul ăsta, păi cred că o să las aici vreo, hai să zic, 2 ore poate. Pur și simplu să-și facă el toată treaba asta și da, sper să funcționeze cosplay-ul, că altfel aș fi nebunit să fac manual tot porumbul ăsta. Uite-te și tu, păi de aia eu am fost nemilos cu porumbul. Deci numai porumb văd în față, numai și numai porumb. Avem și combina de la clas care este plină în momentul de față cu niște porumb. Ducem la niște porculeanu și de asta vreau să las eu aici cosplay-ul să funcționeze, să ne îngrijim și noi un pic de animale. Rație mixtă la văcuse mai am. 50 de tone. 50 de tone. Dimson. Ia să vedem. Deci ar trebui să se încadreze pe stânga și pe mine mă interesează să descarce corect. Asta e principalul la mine. Deci să înșire de la începutul bunkerului până la sfârșit. Dacă înșiră corect, atunci gata, am reușit. Dacă nu, nu știu ce să fac. Avara. Ok, până acum e bine. E, acum e, acum să vă țineți bine, că dacă trece asta în viteză pe aici și nu încetinește un pic, am împulinat-o rău. Pua. Pua. Look at this shit, man. Goddamn, 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 what the fuck, dude? What the fuck? Ai de capul meu. Ok. Shit. De ce se întâmplă acest lucru lucrător? Ok. Ok. Hai, drive course. Fugi de aici. Fugi de aici până nu ne supărăm. Fugi! Fugi! Am mai pățit chestia asta odată și mi-era frică să nu o pățesc din nou și uite că am pățit-o din nou. Oh my god! But why? Nu înțeleg de ce face chestia asta. Oh, what the fuck? Parcă puteam să trec prin ăștia. Chiar nu înțeleg de ce face chestia asta. Cu unloading-ul. E uimitoare. Pentru că eu am folosit și aici core spray și a funcționat fără niciun fel de stres. Like, chiar n-am avut stres. Oh,
Trebuie să mai facem ajustări, Cred că trebuie să refac... Nu știu cum aș putea să refac circuitul la course play, astfel încât să îmi descarci de la început la sfârșit. Chiar n-am idee cum. Da, nu știu cum aș putea să fac chestia asta. It's tricky, man. It's tricky. Aveam eu o fabrică de aici care, în care dacă puneam chaff, îmi făcea silage. Dar și vreau să folosesc bunkerul, evident. Dar poate ne băgăm pe fabrică. Hai să vedem. O să dau așa, ar trebui să se proptească fix în tir. Ok, la Global Company. Ce nașpa? Nu cred că avem aici, cred că la Miscellaneous. Sau la... nu. Nu, nici aici. Stai un pic să oprim aici, vreau să mă uit mai îndeaproape. Poate la Silos. Cred că pe aici avem XC Station, avem Diesel Production. Nu prea vreau Farm Silo Placeable. Extensie. No, astea sunt doar silozuri de stocare. Silage, uite aici. Silos are used to store crops. Ok, deci în ăsta băgăm silage, doar că eu vreau să-l și facă. Se pare că nu am un mod care să facă chestia asta. Damn it. Oh, man. Yep, nu am niciunul. Fuck. Vai, deci nu știu cum pot să-l fac pe ăsta să funcționeze. O să mă uit în stânga sus, acum e la 10% plin și trebuie să-l opresc, dar nu vreau să-l opresc de fiecare dată. That sucks, man. Sunt cantități foarte mari, nu-mi permit să le las pe acolo pe jos, pentru că după aia pot să vin eu cu cupă de 25 de tone, dar o să-mi ia foarte, foarte mult timp să adun tot ce o să rămână pe jos. Sau, da, e chiar foarte nasol în momentul de față. O să încerc și altfel, o să încercăm altfel. Am acolo la Cold Spray două modalități. Aici avem combi, MTI Combine and Offload sau ăsta Grain Transport Load at Start. I don't know. Drive from start to finish. Sau băgăm asta, transferul. Drive from start to finish și vedem dacă funcționează cumva. Vedem. Lecționul în momentul de față, să vedem, e la 66%. Nu, stai un pic. Axionul, așa, 46%. Lecțiunea este combina din care eu descarc acum porumb. Așa, cred că putem să mergem un picuț cu reloader-ul deocamdată și să facem un pic niște progres aici. Trebuie să vin cu asta să curăș ce Dumnezeu a făcut ăla pe jos pe acolo, firar să fie. Am noroc că am cupă de asta de 25 de tone, că dacă aveam de 6, ombulinam rău de tot. Like, rău de tot. Uite, aș putea să-i pun lucrătorul automat și să mergem cu ambele, eventual. Dar nu, cred că o să las autotrenul aici. Ba nu, nu-l las aici, că holy shit, e aproape plin. Și îl ducem la porci. Îi umplem de porumb pe porci. Îi umplem! Așa, lăsăm pe ăsta aici. Și vreau să urmez reloader-ul, din cauza că reloader-ul are viteză mai mică. Bun, hai da, barosane! Let's go! Let's go! La cât avem acțiunul? La 62%. Ok, ok. Nici măcar, gândiți-vă, am făcut până acum două remorci. Acum este a treia și nici mă, mai scoatem una, două până când face primul circuit. Deci este absolut fenomenal. Este absolut fenomenal cât ceaf o să scot de acolo. Preconizez eu undeva la peste 2 milioane de kilograme, peste 2000 de tone. Și evident că o să și vând dacă scoatem chiar atât de mult. Ce a rămas asta în urmă? Halcule, hai o leacă, mai repejor așa. What the hell, dude? La cât avem acțiunea la 75%. Ok. Fere 780 s-a lovit de serie de acțiuni. Ci că e în trafic. Deci nu merge, nu pot să pun lucrător, nu pot să pun core spray-ul și să nu ofer asistență. N-am cum, pentru că se blochează în continuu, în continuu. Încerc eu să automatizez la maxim, dar nu merge. Nu merge. Ce vrei, dacă nu merge, nu merge. Nu prea-mi place acest, sincer. Nu prea-mi place, o să încercăm cu altă remorcă, pentru că, uite, vin aici și mai pot să mai înșir foarte bine. Yeah. Și ăla e în spate, nu? Halk plus plus vine în spate, mă. Bun, hai să lăsăm pe ăsta aici deocamdată. Așa, să luăm Halk-ul și să mergem cu ăsta. Asta e bine, că tot mai aplatiză un pic pe aici, ce frumos.
Very nice. Trebuie să mă duc să descarc porumbul ăsta la porci, să fie și în regulă și să facem un pic de curățenie, dar nu am, trebuie să aduc, trebuie să aduc cu loader să fac curățenie la porci. Și am aici o remorcă închiriată tot de la clas, remorcă pe care eu am avut-o înainte, doar că am pierdut-o odată cu dezactivarea DLC-ului. Trebuie să mă pacilea. Dar am închiriat-o acum, nu am bani să o cumpăr momentan, pentru că mă costă peste 120.000. Este vorba de acel loading wagon de la... Oule, pe aici trebuie să aduc. Trebuie să facem curățenie neapărat. Shit. De la clas. Asta face parte din DLC și e o remorcă pe care am avut-o până acum, dar nu mai am. Ia să vedem acolo. Da, uite. Lol. Deci combina face viraj la dreapta și cumva tractorul s-a băgat pe... Ciudat. Foarte, foarte ciudat. De data asta se pare că tractorul nu a mai luat-o pe stânga, a luat-o pe dreapta. Like, what? What? In the butt? What? Bun, hai să mergem să curățăm aici, pentru că chiar dacă deblochez eu combina, core spray-ul, tot nu pot să descarc în bunker din cauza că nu avem aici aranjat. Of, și un cartof. 75%, ok. Bă, hai că mai are un picuț. Doar 25 după aia. Și uite așa, cred că trebuie să fac eu două drumuri. Yep, o să iau prima dată pe stânga, e prea lat. Drumul de ceaf. Pentru a face decât un singur drum. Bun. Vezi, o remorcă de asta întotdeauna e bună la casa omului. Întotdeauna. Așa că trebuie neapărat să strângem bani să ne mai luăm una. Bă, ce mofti, bă, că am pierdut toate lucrurile astea. Păi aveam vehicule în valoare de vreo 600.000 de euro. Deci foarte, foarte mult. Uite, asta nu mai urcă, ea. Bă. Hai, vericeule, hai, că tu ai viteză, dar n-ai putere de tracțiune. Ce Dumnezeu lui? Let's go! Bun, luăm și porțiunea asta. Colea. Bun. Și acum îi dăm pe descărcare. Dacă am făcut munte acolo la intrare, dar... Hai. Bun, o să le pun aici. Știu sigur că core spray-ul nu o să-mi strice cursul dacă le pun peste aici. Bun. Iar acum hai să mergem să facem curățenie un pic la porci acolo. Scăpăm un pic de aia. Lasă combina să stea acolo în trafic, că nu o încurcă nimeni. Decât acțiunul, știi? Decât ăla o încurcă. Așa, tati. Și facem noi lucrurile astea mai importante un pic decât să deblocăm combina. Și pe aia ne ocupăm și de ea. Iar mama ei. Deci avem 75%. Ok, după aia trebuie să mai încarce doar foarte puțin și 25%, nu? Da. Și după aia aleg alt curs pentru core spray, altă modalitate de lucru, de fapt. Păcat că nu am fieldwork. Cam sucks. Așa, mă, să le facem curățenie, săracă, săracii, de când stau pe mizerie așa. Apropo, tu știi că s-au mulțit porcii mei? În momentul de față am 247. Deci 147 de porci și eu am început cu 100. Este uimitor cât de repede se înmulțesc porcii. La... De fapt, nu la 300, ci când o să am bani. Când facem următorii bani... Uite-te, știu și eu m-am încadrat bine. What the fuck? De ce are eroarea asta? Când facem următorii bani, o să cumpărăm fabrica de hamon sau de cârnați. Că zic eu că avem unde ajuns de mulți porci încât să le alimentăm, de fapt, pe ambele. La rata la care ei se mulțesc, clar. Clar avem. Bun, acum am făcut curățenie. Ce în partea asta? Trebuie să mă uit să văd dacă mai au și apă. Ca să folosim și noi sistemul ăla de irigat pe care ni l-am instalat recent. Așa. M-a încadrat bine așa. În fine, am prima remorcă selectată. Hai să rădem niște haleală. Așa tot. Bun, selectăm și a doua remorcă. Toată mă uit și la apă. Water 15 tone. Ok, le-ar mai trebui niște apă și niște paie. Și acum punem porumbul. Ne trebuie și șoa. Ne trebuie și sugar beet. Ne trebuie sfeclă, man. Ne trebuie sfeclă. Goddamn. Gadem, sfecla e dificil de făcut. Vă dați seama că după ce terminăm cu porumbul, o să trebuiască să plantez sfeclă, nu? Adică asta este ordinea de lucru în momentul de față. Bun, cred că pe ăsta putem să lăsăm așa și hai să vedem ce Dumnezeu au făcut ăștia aici. S-au blocat, da.
Ia uite, mă, ia uite, mă, tu ce cauți, mă, pe dreapta, te-ai schimbat acum, fițar, ceapa ta? Iar combina asta, care nu așteaptă să întorc și o firar mama ei. Ia să vedem, minus 8 metri. Nu mă bagă 7. N-a fost vorba că 7 băgăm? Iar s-a dat pe automat. Așa. Bun, și acum o luăm pe partea cealaltă, doar că vedeți voi. Chiar trebuia să fac o trecere din cauza că nu aveam loc pe stânga din cauza, uite, hambarului de porci. Ok, și dacă îi dau aici, de exemplu, drive course, îmi stă pe lângă pe aici. Normal ar trebui să-mi stea. Ok, ok, tot în regulă până acum, este absolut tot în regulă, doar că o să-i dau stop de îndată ce va fi la 100% și mergem și descărcăm noi, pentru că n-am cum să mai am încredere în ăsta. Ghil trece așa. Boom! Like, what the fuck? De cum să trece așa prin bunker? Poate trebuia să apăs eu ceva pe acolo, deși... Poate trebuia să apăs eu pe ceva. Hai să-i dăm stop driver și să facem noi treaba asta și eventual poate putem să facem circuitul din nou. Dar fac cu alt tractor în timp ce ăsta încarcă, că putem să facem chestia asta, putem să facem circuitul din nou, nu există o problemă. Mamă, clasul care strânge porumb s-a încărcat din nou. E full. Trebuie să venim cu ăsta. Țintele ele acum, ține-te că avem două combine care recoltează și una din ele nu vrea pe automat. Firar mama ei. Așa. Și acum nu știu, pe manual să știm sigur că lucrul va fi bine făcut. Știi ce? Că tot fac manual, hai să luăm pe stânga. Așa. Și tata, merge și noi ușurel. Și descărcăm tot, vezi? Oh, shit. Cred că a mers prea repede. Și eu am mers prea repede. No, no, a mers perfect. A mers perfect, doar că mă încetinește muntele ăsta aici. Ia uite-l. Gata, boss! Așa, da. De asemenea, trebuie să mai facem aici un circuit de aplatizare. O să trebuiască să luăm loader-ul și să facem tot așa un circuit de aplatizare. Bun. Acum, hai să închidem ăsta. Și să facem din nou circuitul, dar de data asta ne uităm să vedem dacă avem un start de zonă de descărcare și un final de zonă de descărcare. Nu știu cum să o explic. Transfer drive to finish. Eu știu că ăsta era. Transfer from drive to... Hai să luăm pe asta, dar... Yeah. Asta e doar de test, să vedem dacă funcționează. I don't know. Dar nu am pe aici, uite, nimic, absolut nimic. Set and load point. No. Deci nu am, o să fac chestia asta degeaba. Nu am nicio metodă. Uite, o să opresc un pic aici și să nu uităm. Așa. Deci avem așa. Set and load point. Set crossing point. Nu am nevoie. Set turn maneuver. Reverse. Bă, normal și normal ar fi trebuit unload point, doar că eu prin bunkerul ăsta vreau să se treacă. Și când faci o chestie ca asta, nu trebuie să mai pui tu, hei, descarcă aici, pentru că altfel mi-ar face un munte de ceaf. Eu vreau să mi-l înșire. Așa că e puțin problematic asta. În fine. Hai să încercăm aici, mai încercăm și în episodul următor să vedem dacă îi dăm de cap la setări. Așa. Și totodată trebuie să facem și circuitul de compactare al siligiului. Bun, îi dăm aici, ăsta este test 1. Pac. Și doar îl ștergem, îl luăm pe... Ba nu, îl luăm pe ăsta, test 1, perfect. Și îl dăm pe primul de data asta. Și la combina... dar nu avem, vezi, trebuie neapărat să selectez pe ăsta 2. Deci nu, e practic n-am făcut nimic special de data asta. FR, barabing, barabong. Drive course și aici o dăm pe 7 metri. Da, și aici avem o eroare. God damn it! O să închidem aici și ne întâlnim data viitoare. Până atunci, v-am salutat!